Consiliul Local al Comunei Cluj-Napoca, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară pentru ziua de 28.04.2022, ora 17, cu participarea efectivă fizică și online la sala de ședință a primăriei Comunei Cluj-Napoca, județul, din strada Unirii, numărul 214, Comuna Cluj-Napoca, județul Bacău. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate în prezent în format electronic și sunt următoare. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.03.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din data a Consiliului Local din data de 19.04.2022. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară din data a Consiliului Local din data de 20.04.2022. Proiectele de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Farcaș Cecilia prin demisie și vacantarea locului deținut de aceasta. Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 28 din 30.03.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractual din familia ocupațională, administrație din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cluj-Napoca, județul Bacău, 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Cluj-Napoca pentru ședința AGA și ASC Compania Regională de Apă Bacău ESA din 16.05.2022 și diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vedeți că proiectul 45 nu a avizit. Nu le-a dat? Sunt acolo? Doar juridicul și buget final. Am avut zile de ieri la buget final, că sunt cei mai parenți. Da, da, nu le-a dat. Avizele nu sunt nici nefavorabile, nici favorabile, pentru că nu bine am fost la dispoziție, pentru că lipsesc documente de la MAPA. Da, vreți să vi le pun la dispoziție? Demisia doamnei consiliere? Da, și sesizarea. Da, ok. Dar nu acum. În următoarea ședință ordinară, în termenul legal, privind codul de procedură civilă. Pentru a putea studia, pentru a putea vedea exact situația care s-a creat. Noi nu știm despre ce e vorba în sesizarea dumneavoastră ei, spre exemplu, nu știm ce sesizează dumneavoastră ei. Mulțumesc. În condițiile date, suspendăm ședința. Da, la ședința comisiei trebuia să solicite. Cum a fost ședința comisiei? Ieri la ora 13.30. De ce nu e dar? Nu s-au solicitat. Am făcut ședința afară pe munci. Nici măcar că e de aici nu am avut. Dar trebuia să solicitați de ieri. De ce n-ați solicitat? Vi le aduceam, nu era o problemă. Dacă vreți, suspendăm ședința și vedem, ne întoarcem mâine seară, nu e nicio problemă. Trebuie rezolvată treaba asta, a treia ședință, nu se poate. Pentru ce? Trebuie discutată problema, că vedem care este situația și cu asta... Dar ce poate să fie o vacantare a unui... S-a prezentat o demisie. Dar vreți, acum, 5 minute, vă uitați, ce poate să fie o vacantare de tot? Deci lucrurile sunt mult mai complexe decât par și acum nu vreau să intru eu în detalii. Lucrurile sunt complexe. Noi vrem să știm de ce și-a dat demisia. Vrem să știm de ce, ce conține sesizarea aia. Ce bază legală are sesizarea aia? Nu, așa nu trebuie voința unilaterală a ei. Și sesizarea? Care sesizarea? Sesizarea privind abrogarea proiectului.
de salarizare. Da, este proces legal, vizualizare, este referat. Tot ce invocat este legal. Da, mă, normal, trebuiau puse la dispoziție odată cu documentele, ceea ce nu s-a întâmplat. Suspendăm ședința și venim mâine seara. Trebuie să puneți la dispoziția noastră în termenul legal. Adică continuăm să ne bate în joc în continuare, Marcel. Dar am mai fost discuții pe tema asta în ședințele anterioare. E scăpare, dar respectăm legea totuși. Se tot încalcă legea, v-am supus atenției treaba asta, dar... Nu se încalcă niciodată. Ba da, tocmai asta ce se întâmplă cu doamna Cici Dodan. S-a încălcat legea, asta se întâmplă. Și încercăm să corectați treaba asta cu mâinile noastre ale Consiliului Local. Adică în ce sens? În ce sens? S-a încălcat legea prin faptul că... Legea. S-a întâmplat faptul că ați forțat-o să voteze, după aia ați încercat să desfințați, să ne chemați sau nu știu ce ședință, că să ne arătați că de fapt n-a votat ceea ce a fost consemnat în procesul verbal că a votat. Tot felul de mișmașuri. A declarat că a votat în spațiu public, ca ulterior să constatăm că ce, că nu a votat? N-a votat, da. Adică pe de o parte a zis că a votat și pe de altă parte a zis că n-a deci votat? Deci nu a votat. Nu, domnul Cadar era... A văzut că a ridicat mâna, a crezut că a votat că a ridicat mâna. Eu am numărat, avea mâna așa. Că a votat, că nu a votat, așa era mâna la decizie. Da, dar în hotărâre este scris negru pe alb că s-a votat. Dar mai clar este vizualizarea. Deci am vizualizare. Eu îmi cer scuze că vă spun, dar de exemplu, nu aveți studiile juridice pentru a ne spune treaba asta. Dacă vreți să vă contrazic, vă contrazic. Chiar este penibil ce se întâmplă. Spuneți și mie, doamna secretar, înlocuitoarea doamnei secretar, vă rog frumos să mă lăsați să termin. Ați făcut o convocare a vizionării materialului video din ședința din 30 martie. Spuneți-mi și mie baza legală în care ne-ați convocat. Doamna secretară, sunt de acord. Convocarea vizualizării materialului. În baza cărei legi? O să vă spună dumneavoastră. Vă mulțumesc. Deci nu avem niciun document practic noi. Noi, de fapt, stăm și ne uităm unii la alții și spunem, doamna, în mapa de la buget finanțe spune așa, un gest demisie este un gest unilateral. Ok. Care este motivul demisiei? Motive personale. Motive personale. Aici ai demisia, ai referatul constatator. Da. Știți că această ilegalitate a fost adusă la cunoștința celor de la ANI. Și am primit confirmare că s-a început deja cercetarea în domeniul ăsta. Așa. Nu se poate să încălcați legea în continuu. Ați afirmat și în ședință. Nu zâmbiți, că zâmbiți degeaba. Ați încălcat legea și v-am spus și în ședință. Foarte clar că se încalcă legea. S-a spus și în spațiu public că se încalcă legea. Nu. E bine cum ați făcut. Este conflict de interes, este dosar penal, domnul Ștoc, din cauza dumneavoastră. Așa, după a doua zi ați venit și ați zis că voi rezolvați, voi dați salarii. În ce bază dați? Nu, ocoliți subiectul. Ați forțat-o să voteze și acum are dosar de cercetare penală. N-are nimic, a cercetează, nicio problemă. E cercetare. Da, e cercetare, corect, dar v-am spus dinainte că încălcați legea. O să fie cercetare și asupra. Ați încălcat legea și încălcat de 2 ani de zile încălcat și v-am adus la cunoștință lucrurile astea. Faptul că încălcați legea mă reclamați zi de zi. N-aveți niciun rezultat. Dar sunt în cercetare, aveți 4 dosare penale în cercetare. Am 10 dosare, am cele mai multe dosare. Da, pentru că încălcați legea. După voia voastră. Nu, dumneavoastră ați încălcat legea. Deci, ascult, în momentul când mă cercetează, organele de cercetare stabilesc dacă sunt așa. Deci este liber fiecare să reclame. Dar cu urmă rezultatele... S-a votat. V-a zis că nu este legal. Acum ne pune să retragem proiectul. Și care e problema? Știți care treaba? Dacă ridici tonul, mă faci să... Dumneavoastră ar fi bine să nu ridicați tonul și să vorbim în căile amiabile. Femeia, doamna deci, pe înțelesul fiecăruia, de Consiliul Local, nu a întrunit voturile. Și asta s-a văzut prin vizualizare. Vă rugăm să o lăsați pe mână de detalii. Păi, dar în ce calitate? În calitatea asta, au fost 7-7. N-ați votat salariile asistenților personali. Și asta a fost 7-7, n-a trecut. Domnul, la punctul 14, da, este votat proiectul de hotărâre privind salarizarea cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. Ascultați-mă puțin. Ba da, a fost adevărat. Pentru că doamna secretară nu și asumă responsabilitatea pentru că dumneavoastră vreți să-l abrogați. Asta este de fapt adevărul, adevărat.
Iar sesizările și documentele care nu ni le puneți la mapă, noi nu votăm așa cu ochii închiși. Deci, doamna secretar, vă rog foarte mult, o să ne puneți la dispoziția comisiei documentele pe care noi vi le-am cerut, toate documentele, în următoarea ședință ordinară. Corect. Și veți respecta procedurile civile, adică termenele exact care sunt. Nu că mi le puneți azi, că vi le aduc acum, că stați puțin. Nu! O facem ca la carte. Iar doamna Cici a încălcat legea 161 pe 2003, privind conflictul de interese, votând un proiect care nu trebuia să-l voteze, pentru că face parte din... este plătită ca asistent personal. De fapt, aici se rezumă. Aici nu este vorba de onoare, cum declară dumneavoastră, nu este vorba despre lucruri că, domnule, vezi, doamne, că nu am votat, că n-am ridicat mâna, că am băgat-o sub masă, că am prins fluturi. Nu! A un președinte de ședință în speță, domnul Cadar Pader, și doamna Fodor Tatiana, în calitate de secretar general, noi ceilalți 7 consilieri am văzut că a votat doamna, a declarat public, pe platformele online. Pe mine m-a sunat a doua zi și mi-a spus că a votat, că nu știu legea, că dumneavoastră este la facultatea Bacovia și face administrație publică, că eu habar n-am ce spun, ce vorbesc cu conflictul de interese, că dacă spun treaba, vă să vă spun exact ce am discutat cu dumneavoastră. Că dacă era așa, nu trebuia nici domnul Gherfi să voteze nimic. Și am spus, doamna studentă Cecilia Farcaș, dumneavoastră nu faceți diferența dintre salarizare și indemnizație. Iar domnul Gherfi primește indemnizație și va avea voie să voteze. Dumneavoastră nu aveați voie. Puteți să faceți 7 facultăți. Vorba domnului Joca. Cred că nu-i student, cred că e stuardeză. Păi dați-o încolo de treabă, veniți și ne mințiți în față. Faceți convocare de vizionare a filmării să vedem dacă doamna s-a ținut după ureche sau s-a ținut după cap. Putea să țină după ce vrea ei, atâta timp cât 9 oameni în ședința Consiliului Local au văzut clar că a votat dumneaei, atâta timp cât doamna secretar a contrasemnat hotărârea cu 8 la 7, atâta timp cât președintele de ședință, Cadar Pavel, a constatat că a votat. Păi așa de fiecare dată când facem câte o ședință, după fiecare ședință mă trezesc eu și fac câte o sesizare la primărie și spun, domnule, eu n-am votat, de fapt eu am ridicat mâna până asta că să-mi bătea lumina în ochi. Nu se poate. Ați votat, vă asumați. Este un proiect de hotărâre votat și asumat. Iar salarizarea abrogării HCL-ului, ce spuneți dumneavoastră, nu mai este abrogat, pentru că este adoptat cu 8 la 7. Dumneavoastră trebuie să dați salariile și să ne dați în continuare salariile cum ați făcut-o. Ați mărit cota, coeficientul? Asumați-vă acum. Noi când v-am spus, domnule, nu votați, că nu este legal. I-am spus și dumneavoastră, nu, ei, știți voi. Noi nu vrem să ne asumăm. Nu vă mai scoateți castanele cu mâna Consiliului. Se pare că singurii care suntem acum anuală suntem noi consilieri, că n-am văzut bine cum a votat doamna consilier. Este o aberație ce spuneți, oameni buni. Suntem aici ca să chiar să ne batem joc. Organele și după care, vă rog să mă lăsați să mă termin. Organele de cercetare vor stabili vinovăția fiecărei persoane. Deci nu mai discursul ăsta. Păi discursul ăsta, da, așa este. Ei sunt organ de cercetare, așa este. Un dosar în lucru, lasă lucrurile să decurgă. Dar atunci nu veniți cu proiect de abrogare HCL-ul, da? Păi de ce? Pentru că n-a votat. Păi nu, păi noi spunem că a votat. Atunci care? Hotărârea spune clar că a votat. Atunci organele de cercetare penală trebuie să hotărască dacă a... Deci, organele de cercetare penală vor hotărâ dacă a votat sau nu a votat. E simplu ca bună ziua. Deci nu venim aici să facem noi să luăm decizii înainte de organele de cercetare. Mai întâi să pronunță organele de cercetare și terminăm bâlciul. Așa se pune problema, e simplu ca bună ziua. Veniți și numai ne prostiți și ne chemați și ne tot faceți ședințe de astea făcute pe vreme de înainte, de îndată, de extraordinare, de fiecare dată când se întâmplă treaba aia și nu se filmează, să faci câte o potlogărie. Nu se poate așa ceva. Și după aia vine doamna Cici pe media și spune așa, că mi-am dat demisia de onoare. Nu, doamne, nu ți-ai dat demisia de onoare. Ai fost obligată să-ți dai demisia, pentru că ai încălcat legea 161. Nu există nicio onoare din ce face dumneavoastră aici. Și ne duce prejudicii nouă Consiliul Local, iar domnii pe care dumneavoastră îi conduceți ca președinte de filială PNL Cleja, tac și vă ascultă și vă ridică mâna la comandă și da. Uitați în ce situații ascultă, sunt. Ascultă discursul tău. E ce ar trebui să facă, să țipe la tine? N-ar trebui să local. Asta face media. Nu ne mai puneți în situații delicate. Hai să râdem, e de râs. Fac, nu aș fi aplaudat să aveți obicei. Este de râs pentru că dumneavoastră sunteți... Hai să încheiem ședința. Domnul președinte, vă rog frumos, continuăm sau ce facem? Încheiem ședința, n-avem ce face. Dar vacantarea postului
Nu puteți face, pentru că femeia și-a dat... Nu putem, doamnă, că nu avem demisia. Păi scurt, este demisia. Nu, nu avem. Noi n-am avut-o la mapă. Când o să vină vacantare, atunci o să vină. Păi, dar ieri ați venit la comisie. Am venit, dar și trebuie să pună documentele. Stau să mă spun. Comisia ce spune? Spune ceva comisia. Acum, ia spune ce da, spune comisia, foarte multe. Cred că și doamna secretară a greșit. Că aici se spune în fel motor. Nemai fiind discuție în procesul verbal și comentarii pe marginea proiectului de hotărâre se supune la vot, fiind aprobat cu 8 voturi pentru și 7 contra. Și este hotărâre. Care a fost treaba? Dar scrie procesul verbal. Nu mai trebuia să facă treaba. Votam toți. Nu mai trebuia să facă treaba. Păi atunci este foarte sigur. Ea nu și-a exprimat votul pentru că știa că e în conflict de interes. Eu am o întrebare. Acest proces verbal din data de 30 martie 2022 a fost trimis către prefectură pentru viza de legalitate? Doamna secretară, nu aveți dreptul să vorbiți. Vă rog frumos. Doamna secretară. Doamna secretară, dacă le-a trimis. Eu personal nu le-am trimis. Domnul Juca. Dar acest proiect de hotărâre prin care s-a votat salarizarea a fost trimis către prefectură? Tot doamna secretară, o să vă răspund la această întrebare. Domnul Juca. Știm foarte clar că în speța de față sunt două situații. Doamna Cici zice că n-a votat, cu toate că pe platforme și peste tot a zis că a votat, deci se contrazice singură, ori există o faptă și mai gravă, fals în documente oficiale. Și în cazul ăsta, doamna secretară și cu președintele de ședință răspundă. Deci, una din astea două situații s-a întâmplat. Iar e vorba de mușcărie. Da, nu, e vorba de lege, domnul. Știm cum se fac mișloașurile pe lângă lege. Exact așa ați lucrat dumneavoastră 2 ani de zile. Pe lângă lege. Cadrul legii și voi nu înțelegeți ce înseamnă legii. Care e cadrul legii? Că nu cunoașteți legislația. Ok, sunt de acord cu dumneavoastră. Când a votat bugetul, a avut voie să voteze bugetul? Când a votat rectificările de buget, a avut voie? Când a făcut contul de execut? A, nu mai știți. Păi și atunci ce discutăm aici? Ascultă-mă. Acum, dacă ne uităm, sunt foarte mulți asistenți personali care lucrează și sunt consilieri locali. Legea este interpretativă. Sunt situații în care spune că are voie, pentru că nu face parte din compartimentul de specialitate al primarului, el este un simplu angajat și are voie să fie consilier local. Ea sunt, anume este lege în care spune că nu are voie, că este incompatibilă. Deci, aici este o chestie de nuanță. Să ani punctul de vedere. Păi dacă lăsăm ani, nu trebuie să țipăm, nu trebuie să umblăm. Dar faptul că ea și-a dat demisia, O să-și asumă ce a făcut. Asta e mare o singură problemă. De ce, domnule, secretarul, contabilă, care a făcut tot timpul documentele astea, nu a văzut că nu cunoaște legislația, domnul Joca. Nu cunoaște legislația și este plătă pentru asta. Acum noi începem de la început. Da, este adevărat. Vreau frumos să nu mai vorbiți. Nu, vreau să vă precizez un lucru. La fiecare hotărâre de Consiliu, când se ați cerut cuvântul? Dar nu știu, ascultă leacă, face parte din compartimentul ce compartiment al primarului. Și ați venit, ai cerut cuvântul. Auziți? Păi să dăm Consiliul local. Ea nu face parte din Consiliul local și nici dumneavoastră. Noi discutăm acum o situație. Ședința se suspendă. Fiecare hotărâre spune, se aprobă cu atâtea voturi. Se aprobă la fiecare hotărâre. La acea ședință nu